Cornelia Rednic, confesiuni cutremurătoare, a slăbit 30 de kilograme, dar urmările au fost pe măsură. S-a chinuit un an ca să-i crească părul înapoi, iar după acest episod s-a hotărât să-și schimbe viața din temelii și a început o transformare contra cronometru. Haideți să vedem! Și nu reușeam. Ei, odată am zis gata, de acum trebuie să slăbesc. Acum, eu nu recomand nimănui să facă ce am făcut eu, adică nicio formă să slăbesc 10 kg pe lună nu e bine. Dar asta am făcut eu atunci, faptele sunt trecute, acum însă... Ești din nou la dietă, nu? După mulți ani, dieta a revenit. Da, nu sunt la dietă. Nu? Nu sunt la dietă. Ai un regim anume? Da, mi-am schimbat modul de a mânca. Stilul de viață. Ok, care e noul tău stil de viață, așa? Da, am un prieten care a slăbit peste 20 de kilograme și arată foarte bine, dar nici nu a căzut părul, nu i-a căzut fața, arată extraordinar de bine și mi-a spus că merge pe această metodă de fasting, adică post intermitent. Și am înțeles eu că e la modă, nu știam acest lucru. Eu de la el am aflat, mi-a spus absolut tot ce face și asta fac și eu, respectiv. Începi regimul cu cina. La ce ora alegi să mănânci cina? Poți să mănânci și la ora 20, dacă cumva ești în oraș sau ești nevoit să faci treaba asta și numeri 14 sau chiar 16 ore în care nu te atingi de absolut nimic. Și în cât timp ai slăbit? De cât timp ai început și în cât timp ai slăbit? Da, timp de lună. Uhum. Așa și am slăbit încet 5 kg. Mi se pare extraordinar. Fără să mă înfometez nici măcar o clipă. Dar da. Deci acum, Cornelia, vorbim de o variantă mult mai sănătoasă pe care ai adoptat-o. Dar hai să ne întoarcem un pic... Da, incomparabil, tu ai spus-o. Hai să ne întoarcem un pic în trecut. Ai avut reacții adverse? Că așa cum ai spus și tu, mai făceam, nu mă înfometam, dar nu mâncam ceea ce îmi plăcea. Ai avut efecte adverse atunci când vorbim de dieta aceea de în urmă cu mulți ani? Da. Perfect. Asta e motivul pentru care nu o recomand. Okay. Eu am, care au fost? Da. În primul rând mi-a căzut părul, pentru că știi că le trebuie să fac tratamentele astea la suprafața pielii capului, la păr. Părul trebuie hrănit din interior. Și atâta vreme cât eu nu i-am dat suficientă hrană, mi-a căzut foarte mult păr și atunci mi-aduc aminte că a făcut un tratament de regenerare a părului aproape un an de zile. Și atât, în rest, n-am mai avut altceva. Eu niciodată nu am fost atât de slabă. Întotdeauna am fost un copil mai rătunjor. Asta sunt eu, ăsta e felul meu. Dintr-o dată, când ai slăbit atât de mult, ai impresia că ai ochii mai mari. Mă rog, sunt niște schimbări cu care tu trebuie să te obișnuiești. Dar este un pic greu să te obișnuiești atâta vreme că toată viața ai fost rătunjor, știi? Asta a fost problema, nu la modul în care au scris unii și le-au înflorit și le-au zăpăcit și le-au făcut de suna că nu mai suport, că nu-mi place cum mi-e place foarte mult carnea de miel. De exemplu, ieri am fost la prietenii noștri la Ploiești și am mâncat pastramă de berbecuț. Adică mănânci o proteină, dar nu mănânci cu pâine, mănânci cu murături sau cu niște legume la grătar. Noi sunt atâtea lucruri pe care să le mănânci. Acum, da, dacă am renunțat la ceva în toată perioada asta, până când mai dau eu ceva jos, am renunțat la dulce. Deci am renunțat cu totul la zahărul alb.